Inaugurarea de zile mari a lucrărilor la stadionul Lego din Timișoara. Atât primarul Dominic Fritz, cât și viceprimarul Cosmin Tabără sunt convinși că pe noul stadion se va lovi oficial mingea în anul 2026. Arena va costa în total peste 23 de milioane de euro. Proiectul în sine a fost unul cu ceva peripeții, două licitații ratate. Viceprimarul Cosmin Tabără a subliniat și de ce arena nu va putea avea 15.000 de locuri, așa cum clamează fostul primar Nicolae Robu, că ar fi realizat el. Punem piatră de temelie pentru noul stadion al Timișoarei, Arena Eroi Timișoarei, și este o zi în care renaște de fapt tot fotbalul timișorean, o zi ce mulți au crezut că nu o să vină, dar mă bucur că cu toată echipa, cu multă muncă în ultimii 3 ani, am ajuns aici la acest proiect, unui stadion de 10.000 de locuri, de un pic peste 10.000 de locuri chiar, și în care investim 115 milioane de lei în următorii 3 ani pentru a ridica acest stadion. Suntem în această etapă, poate mulți nu au crezut că îl vom începe, vom începe construcția, nu au crezut că vom finaliza această procedură de licitație, dar după 3 ani de zile aproape vedem că se încep lucrările. Practic sunt începute de anul trecut, pentru că odată cu finalizarea licitației s-a demarat proiectul tehnic. Proiectul tehnic care a trebuit să obțină avizele, a obținut absolut toate avizele. Acesta a fost și singurul impediment al începerilor lucrărilor încă din toamnă. Dar el va fi construit cu 4 tribune distincte, pentru că trebuia să lăsăm un spațiu față de clădirea din spate de 10 metri pentru a putea primi avizul ISU. Este un moment important, este un moment în care cumva eu împreună cu echipa noastră cumva avem mari speranțe, avem mari speranțe că în următorii 2 ani și jumătate acest proiect cumva va lua, va avea finalitate și va lua cumva naștere un proces nou în dezvoltarea tinerilor. Asta e important pentru noi, pentru mine cel puțin în momentul de față. Este o gură de aer, pentru că așa putem să-i motivăm în continuare și pe sportivii noștri, pe oamenii care vor să vină alături de club.